Această emisiune este susținută de Purarom. Alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm și Hristos a înălțat. În luna iunie vine peste noi un aer de relaxare și parcă simțim freamătul vacanțelor și concediilor în aer. Lună nouă, previziuni astrologice cu Luminița Ristea, astrolog. Așa cum v-am obișnuit, lună de lună, Luminița ne prezintă evenimentele importante care au loc din punct de vedere astrologic și, bineînțeles, previziunile pentru fiecare zodie în parte. Hristos a înălțat, draga Adevărat mea. A înălțat. Tu vii aici, nu oricum. Deci numai la zi de sărbătoare. Așa se întâmplă, da. Și am observat că în ultima vreme chiar nimeresc. Ba, este o sărbătoare astrală și astăzi este chiar o zi foarte, foarte specială. Așa este, ești așa de frumoasă. Mulțumesc. Și ai venit așa cu aerul acesta văratec. Mi-era dor de tine. Și mie foarte dor de tine, să știi. Și mă bucur că ești aici cu noi și sper că ne aduci vești bune pentru vara aceasta. Foarte bune, că foarte bune. Eu mă bucur tare, să știi, pentru că știu că mâine ieșim o dată din retrogradarea lui Mercur. Așa este. Deci, în afară de această sărbătoare creștină, care este o sărbătoare de suflet, astăzi este o zi foarte importantă și din punct de vedere astral. Astăzi, mâine, avem două zile de fapt, o trecere a lui Mercur, care este în Taur, este acum staționar. Deci s-a oprit din retrogradare și se pregătește să intre mâine, la ora 11, va reintra în mișcare directă. A fost un... Nu știu cum ai simțit tu, dar a fost un Mercur foarte puternic, o retrogradare a lui Mercur foarte puternică. A fost în două zodii, din Gemeni în Taur. Și acum vom mai avea această perioadă de revenire a lui Mercur din zodia Taur în zodia Gemeni. Pe 13 iunie Mercur va reveni din nou în Gemeni și atunci, de-abia atunci putem să spunem că putem să ne reluăm așa lucrurile la cadența normală, cum erau înainte de retrogradare, fiindcă încă acum este această perioadă, avem nevoie de pace, avem nevoie de liniște, avem nevoie de introspecție, fiindcă încă vom mai primi mesaje. Deci atenție, Mercur este mesagerul zeilor și Mercur încă ne va da mesaje, deoarece el acum este în această perioadă în care, cum să spun, parcă mai adună informații, mai adună acele piese din puzzle și ne oferă aceste informații pentru a putea, în special după data de 13, să mergem cu toate pânzele sus. Pregătiți-vă, o să fie un ritm amețitor, un ritm mercurian amețitor în perioada următoare, fiindcă îți dai seama, a prins viteză, va prinde viteză și trebuie să facem față acestui lucru. Toți cei care am avut proiecte pe stand-by, lucruri în așteptare, acum este momentul să ne pregătim și să luăm startul. Dar tu cum te-ai simțit, Luminița? Extraordinar. În acest Mercur retrograd. Știi că eu am Mercur retrograd în harta natală și am așteptat cu mare drag această perioadă. De fiecare dată când Mercur retrogradează, eu aștept această... O conștientizez, de fapt. Este chiar... Am avut o discuție astăzi cu o doamnă referitor la acest lucru, care și ea avea Mercur retrograd. Și întreba ce să fac. Primul lucru, să conștientiz. Adică să înțelegi că vine o perioadă, un tranzit, care este la fel în aceeași energie cu energia planetei din harta ta natală. Și atunci, practic, am mers pas la pas. Uh-huh. Și am avut foarte multe, să spun, succese, am avut foarte multe realizări. Am fost foarte ocupată în perioada aceasta și mi-a mers foarte bine, pot spune. Și chiar îmi pare rău, din punctul meu de vedere, că Mercur intră în mișcare directă, dar mai e puțin în toamnă, 9, dacă mi-aduc aminte, 9 septembrie, Mercur va retrograda din nou din balanță în Fecioară, așa că mai urmează o perioadă de respiro. Anul acesta am fost binecuvântați, tot vorbesc din punctul meu de vedere, de 4 serii de Mercur retrograd. Aceasta a fost a doua, urmează a treia și la sfârșitul anului vom încheia anul tot cu Mercur retrograd, de data aceasta în Capricorn. L-am început în Capricorn, nu terminăm în Capricorn. O închidere așa rotundă. Înseamnă că pentru aceia care îl au pe Mercur retrograd în hartă, se simt bine, se pare. A fost o perioadă foarte bună. Chiar stând de vorbă cu această doamnă, ea având Mercur retrograd pe axa financiară, mi-a spus că a reușit și mâine va semna închiderea unui credit. Îți dai seama.
Wow! Da, așa wow. ceva mai rar. Da, da, era foarte mulțumită. Nu știa de ce. Eu i-am dat și explicația astrologică și a fost foarte încântată. Și eu am fost foarte încântată, fiindcă așa vedem cum astrologia se validează prin aceste experiențe de viață, prin aceste sincronicități, prin aceste ciclicități care vin peste noi. Ce evenimente mai avem? Da, nu sunt foarte multe evenimente în această lună, dar așa cum am și spus, vestea cea bună este că vom avea, și sper să se îndeplinească aceste predicții, vom avea o vară frumoasă, vom avea o vară liniștită, nu vorbesc de toamnă deocamdată, dar vara aceasta va fi o vară ok, o vară în care avem tranzite care ne ajută, tranzite care ne susțin. O să avem timp și pentru vacanțe, o să avem timp și pentru muncă, deci o să fie foarte multe domenii implicate și pentru să avem grijă și de persoanele dragi din viața noastră, să fim mai aproape de familie, să mai mergem și în concedii, să și muncim pentru lucruri creative. Deci o să vezi la horoscopul zodiilor, fiecare zodie practic nu are un singur domeniu pe care să fie concentrat, sunt mai multe domenii interdisciplinare și atunci o să fie o vară destul de frumoasă și în același timp și agitată, că mie îmi place vara să fie agitată, fiindcă este această energie a soarelui, da, îți dai seama, în această lună are loc solstițiul de vară, în data de 21 iunie, este cea mai lungă zi și este o zi extrem de importantă în care soarele face trecerea din zodia Gemeni în zodia Rac și când toți vom fi la maximum de energie, vom fi încărcați de această energie a soarelui care ne dă vitalitate, ne dă sănătate, ne dă bucurie de a trăi. Așa deci este. Cam despre asta este vorba în această vară. Eu abia aștept să știi solstițiu, pentru că recunosc că eu în perioada aceasta am avut foarte mare nevoie de soare și din câte am înțeles, soarele fiind energie masculină, da. Și căldura aceea cu care ne înconjoară și ne o dă soarele este binecuvântată pentru noi. Da, am citit în niște studii că la solstițiul de vară, energia este maximă și atunci, practic, imunitatea oamenilor crește foarte mult, starea de spirit este cu totul și cu totul alta, sănătatea se îmbunătățește, deci este o creștere de nivel din cauza acestei energii solare. Eu zic că soarele ne încarcă întotdeauna cu energie și cu căldură și cu, ținând cont că soarele este guvernatorul leului, cu această bucurie, repet, bucuria aceasta de a trăi. Mie îmi place vara extraordinar de mult. Eu sunt născută iarna, dar eu ador vara și mă încarc cu această căldură care îmi ajunge și pentru restul anului. Referitor la această lună, suntem acum în soarele este în zodia Gemeni. Gemenii ce ne dau? Ne dau această deci modul acesta de a ne juca, de a fi curioși, dar de a fi extrem de adaptabil, extrem de flexibil, nu suntem închiși în niște dogme, niște lucruri, ce trebuie să facem. Nu, suntem foarte deschiși la orice apare nou și s-ar putea ca în această perioadă programul nostru să schimbe foarte, foarte des, dar nu este o problemă, nu vom fi foarte riguroși, foarte strict legat de acest program. Aș vrea să prezint zilele, așa cum prezint de fiecare dată, să vedem, să punctăm câteva zile. Avem zile favorabile pentru afaceri și comunicare, ziua de 11, 16, 20. Avem și 4 zile favorabile pentru relații, chiar astăzi este o zi favorabilă, ziua de 2, 19, 21, 29, mai avem și câteva zile tensionate, 12, 15, 16, 29 și 30 și zile în care ar fi bine să evitați deciziile importante, 12, 14, 16 și 29, cu niște mențiuni. Aș vrea să, sunt niște mențiuni generale care cred că sunt foarte importante. Când vorbim de zile benefice și zile, să zic așa, mai tensionate, zilele benefice, practic, sunt benefice dacă această bucurie sau acest mod de a trăi viața vine din interiorul tău. Deci dacă tu
vezi viața, nu o vezi în roz, sau vezi viața de pe o postură de victimă, poate să vină orice tranzit astral benefică. Nu te va ajuta acest tranzit. Zilele tensionate, dacă privești viața cu totul și cu totul altfel, dacă lucrezi cu tine, dacă ai acest curaj de a întâmpina și aceste tranzite, e clar că vor trece mai ușor. Bineînțeles, aceste zile tensionate pentru persoanele care se victimizează, dau amplare, creează drame, vor fi și mai puternici. Așa că contează foarte mult modul în care noi abordăm viața și cum privim viața. Ce este important, un alt tranzit important, se face un schimb de roluri, ca să spun așa, iese Mercur din retrogradare, dar intră o altă planetă în retrogradare, Saturn. Și ne aduce... Saturn intră pe 5 iunie și va sta aproape 5 luni, va sta până în 23 octombrie. Saturn este planeta care ne conectează cu karma și atunci, în această perioadă, vor avea loc echilibrări karmice. Saturn este legat și de întârzieri, este legat foarte mult de zona aceasta, de poate să fie legat și de accelerarea sau niște probleme legate de boli. Deci atenție cum vă responsabilizați, atenție cum vă organizați viața, atenție cum apăsați pe pedala de accelerație, fiindcă Saturn ne mai cere în această perioadă de retrogradare mai multă răbdare. Să mai spunem o dată perioada, Luminița. Perioada este între 5 iunie și 23 octombrie. Wow. Da, este o perioadă. Da, este o perioadă. Acum, Saturn nu ne va influența pe toți la fel. Da? Este o planetă socială care nu are un impact major și este un ecart. Sunt câteva grade care sunt influențate. Dar, oricum, influența lui va veni, aripa lui ne va cuprinde pe toți și este important să conștientizăm că mai avem de lucrat în această zonă, de a avea răbdare, de a fi mai responsabil cu viața noastră. Da? De a fi mai organizați, de a ști cum să ne proiectăm viitorul, să ne facem aceste. El este un mare iubitor de planuri pe termen mediu și termen lung. Da? Cu toate că e greu acum, în ziua de astăzi, în zilele noastre, să-ți faci aceste planuri, este important să ai totuși această proiecție, măcar la nivel de vis, ca să spun așa. Mai avem două lunații în această lună. Avem o lună plină, o lună plină în Săgetător. Are loc în data de 14 iunie, la gradul 23-25. Este foarte interesant, ea se numește, are un nume mai, să spun așa, mai pitoresc, Luna Căpșunilor, Strawberry Moon, și este o lună care este foarte, foarte apropiată de Pământ, de aceea se numește Superlună. Deci, în 14 iunie, uitați-vă pe cer și dacă este senin și este vreme bună, s-ar putea să vedeți o lună plină în Săgetător uriaș, da? Care să fie mult mai mare decât lunile pe care le vedeți de obicei. Ce ne ajută Săgetătorul? Să eliberăm lucruri toxice, să ajungem la esența adevărului, să ne ducem către autenticitate, da? Să studiem mai mult, să ne ducem către spiritualitate și să privim, asta este foarte important pentru Săgetător, să privim lucrurile dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă, să facem acel zoom in, zoom out, să ne ridicăm deasupra lucrurilor, ne ducem mai aproape și le privim dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Am vorbit despre solstițiul de vară, deci are loc, asta este important, de notat ora. La ora 12 și 14. În fiecare an ora se schimbă, se poate schimba și ziua. Și la această oră, practic, avem trecerea soarelui din zodia Gemeni în zodia Rac. Și este cea mai lungă zi și începe vara astrologică și astronomică până la echinocțiul de toamnă. Deci încă mai suntem în primăvară acum. Eu mă bucur foarte mult de această perioadă, fiindcă ziua tot crește. În clipa în care soarele intră rac, începe ziua să scadă și deja mă gândesc la toamnă și la iarnă. La iarnă, da. Da, este un moment important, acest moment de solstițiu. Știi foarte bine că sunt diferite sărbători care se fac, de exemplu, se adună oamenii la Stonehenge ca să sărbătorească această la răsărit, când răsare soarelui printre acele pietre. Pietre, da. Da, se proiectează această lumină. E o sărbătoare antică, da? Oamenii au venerat soarele.
au venerat energia soarelui și atunci e bine ca în această zi poate să aprindem o lumânare în casă, să avem acest foc în casă, da, recomand. Sau o cruce de lumină, ca să ne conectăm la această energie a soarelui. Ce mai avem? Mai avem la fel intrarea lui Venus în Gemeni. În 23 iunie, Venus, până în 23 iunie, Venus este în Taur, este în domiciliu, se simte bine, ne vom simți și noi mult mai bine, ne vom concentra foarte mult, mai mult pe noi, pe corpul nostru, pe îngrijirea noastră, pe securitate, pe siguranță, pe frumusețe, atenție la shopping, atenție cu banii pe care îi cheltuiți. Luminița! Eu l-am cheltuit deja, așa că nu vorbesc acest subiect, este tabu. Și din 23 iunie Venus intră în Gemeni și atunci va fi și Mercur în Gemeni, deci va continua, așa cum am spus, acest proces prin care putem să mergem, cum am spus la început, cu toate pânzele sus în tot ceea ce vrem să întreprindem. Uh-huh. Afaceri, comunicare, contracte, deci totul ne va merge din plin. Și mai avem o retrogradare, dar este o retrogradare transsaturniană, este o planetă la fel lentă, e vorba de Neptun în Pești, care va retrograda în 28 iunie până în 4 decembrie, va retrograda în Pești și este o retrogradare prin care practic încercăm să vedem în această perioadă, să discernem, să vedem dincolo de vălurile iluziilor. Da? Neptun vine, poate să vină cu iluzii, cu confuzii, cu ceață și în această perioadă prin retrogradare reevaluăm toate aceste văluri pe care le avem, toate aceste iluzii, toate aceste confuzii, astfel încât la terminarea retrogradării să putem să vedem lucrurile cu mai multă claritate. Da, și încheiem această lună cu o lună nouă rac. Da? Este în 29 iunie, este o lună frumoasă, deci este o lună extrem de importantă, fiindcă știi că guvernatoarea racului este? Luna. Luna. Da, și atunci, practic, luna nouă rac este cea mai puternică lunație, având-o ca guvernatoare pe lună. Are loc la ora 5:52, dis de dimineață, la gradul 7:22 și este, bineînțeles, ca orice lună nouă, este un moment favorabil să ne plantăm semințele intențiilor și recomand ca la această lunație putem să ne plantăm semințele pentru următoarele 6 luni până la luna plină în rac, dar în același timp este important să ne plantăm și aceste semințe pe acest sezon al verii, adică până la echinocțiul de toamnă. Deci dacă aveți idei, intenții pentru această perioadă de vară, puteți acum să lucrați, să lucrați cu ele. Deci după cum vezi, o lună fără cusur, nu? Da, nu, cred că o găsim probleme legate de această lună. Și hai să... Eu aș vrea să extragem o carte acum, da? Și eu aș vrea la fel. Hai să vedem, care este... Da. Să vedem care este mesajul. Le spui și pe acelea luminița. Le spun și pe acestea că nu degeaba au căzut aceste cărți. Sunt multe mesaje, probabil, pe care trebuie să le primim. Deocamdată voi extrage eu o carte. Și mesajul pe care îl primim este nevoi. Wow! Deci, ce nevoi avem? Și este un echilibru pe care trebuie să-l găsim în această lună între nevoile personale, între dorința noastră de a merge la muncă, de a face treabă. Deci e un ceas aici care ne arată, de fapt, această gestionare a timpului. Vine Saturn, da, vine Saturn, retrogradează și ne spune, spre exemplu, cei care au fost în concedii, la cei care au fost în concedii, le spune, gata, este timpul să treceți la muncă. Cei care nu și-au luat concedii, vine Saturn și spune, ar fi bine să vă relaxați. Deci fiecare din noi să își facă această reevaluare a acestor nevoi pe care le au acum în luna iunie, mai ales că luna iunie este începutul lunii concediilor, unii și-au și luat concedii, dar este important să vedem dacă nu avem nevoie de o pauză după o muncă susținută sau dacă nu avem nevoie să ne onorăm noi cu o zi liberă. Uh-huh. Da? Deci este... Foarte interesantă cartea și celelalte două cărți, ce să zic, e exact în tonul lunii. Una din ele se numește Strălucește și este o steluță. Și spune că să strălucim, să fim autentici așa cum suntem noi în această lumină. Și a doua carte se numește Să facem lucrurile cu
cu ușurință. Deci să strălucim, să facem lucrurile cu ușurință și să ne reevaluăm nevoile. Cred că e foarte clar ce avem de făcut în această lună, nu? Este, așa este. Este, așa este. Să trecem la treabă mai departe. Hai să vedem fiecare zodie în parte. Și mergem cu Gemenii. Cu Gemenii? Hai cu Gemenii, cum vrei tu. Pentru că tot este ziua lor. Cu Gemenii, da. Și vreau și eu să fac aici o urare pentru un foarte, foarte bun prieten. La mulți ani, Costi, să fii sănătos, pentru că mâine este ziua ta și îți doresc să fii foarte sănătos și fericit. Da, și eu le urez Gemenilor la mulți ani. Este perioada lor cea mai importantă din viața lor. Trebuie să conștientizeze acest lucru, fiindcă în această perioadă când are loc întoarcerea soarelui, soarele se întoarce în poziția din harta natală, atunci ei au această perioadă de bilanț, această perioadă de reevaluare a anului aniversar anterior și de restartare, acest restart, se apasă butonul de restart și încep un nou an. Și atunci este important să conștientizeze ce au de făcut, să-și fixeze obiective, planuri. Pot să se ducă și la astrolog să-și facă și o hartă a Revoluției Solare. Eu insist pe această hartă, fiindcă este o hartă foarte importantă, este o hartă care derivă din harta natală și îți arată direcția ce anume ai de făcut în acest an. Ce se întâmplă cu Gemenii? Ei sunt favorizați, Soarele este în Gemeni, Mercuri este în Gemeni, Venus va intra și ea în Gemeni din data de 23, practic până în data de 23 au șansă să-și găsească modalități de a-și crește finanțele, de a relaționa cu oamenii și în același timp focusul, reflectorul va fi pus pe ei, deci vor ieși în față, vor avea, având și aceste planete în zodia lor, vor ieși în față, vor avea curajul să înceapă noi proiecte și să se manifeste, să își manifeste talentele. De asemenea, să nu uităm că Marte în Berbec, care este în tandem cu Jupiter în Berbec, este această energie de foc, se mișcă în casa 11-a, în casa grupurilor, în casa prietenilor și atunci aprind aceste lumini ale reflectoarelor tot asupra Gemenilor, sporesc încrederea în ei și îi invită pe Gemeni să joace un rol mai asertiv, un rol mai dinamic, mai curajos în cadrul acestor grupuri sau în cadrul prietenilor. Mercur, bineînțeles, fiind în Gemeni, le crește această elocvență a comunicării, deci vor comunica, vor vorbi foarte mult, vor fi foarte, foarte deschiși către activități și activități comerciale și tot ceea ce ține de relaționare, relaționarea cu persoanele apropiate din viața lor. Deci să fie atenți, numai să nu se supra-solicite foarte mult. Deci, să nu le ia foc creierul de atâta... Și așa ei au o hiperactivitate, exact, mentală. O hiperactivitate la nivel mental, exact, da. Exact. Deci, asta este. Ce este important? O zi delicată. Pentru Gemeni, ziua de 14, când are loc luna plină în Săgetător, Săgetătorul fiind în opoziție cu zodia lor, când, practic, este această... îi cam aburește da, această zi și îi pune undeva să se uite altfel, să privească, așa cum am spus, să privească lucrurile dintr-o altă perspectivă și îi scoate puțin din obișnuitul lor. Dar este o zi care este bine la jumătatea lunii, o să facă puțină pauză și le recomand în această zi chiar să facă o pauză de gândire și să încerce să vadă lucrurile cu totul și cu totul altfel și să-și păstreze deciziile și inițiativele legate de zona aceasta materială, bani, valoare personală, ce proiecte vor pentru luna nouă în RAC, care va avea loc în 29 iunie. Atunci pot să seteze intenții și să le extragem și o carte, da? Așa. Hai să vedem și pentru Gemeni o carte, un mesaj, oracol. Cartea este succes, deci vor avea succes în tot ceea ce vor face. Multe cadouri, este o lună bună, sunt în flux, toate problemele sunt rezolvate cu ușurință, cu rapiditate, oameni le vin în ajutor și mai primesc și daruri.
mai mult de atât, în sus. Mai mult de atât, cred că nu se poate. Luminița, pentru această hiperactivitate mentală, ce ar fi de recomandat pentru gemeni ca să își mai ușureze așa din această meditație? Introspecție, să iasă în natură, să se plimbe. Uh-huh. Deci să încerce să, cum să spun, să blocheze acest flux al gândurilor, fiindcă la ei acolo în cap sunt foarte multe gânduri, foarte multe scenarii, tot timpul apar fel de fel de ipoteze, uh-huh. Dar ei fiind și o zodie duală, totul este în dualitate, totul este fiind și o zodie flexibilă, adaptabilă, totul apare un gând, este înlocuit de alt gând, deci totul se schimbă foarte repede și atunci, ca să poată să oprească acest flux, cam așa ceva ar trebui să citească și în același timp să încerce să se concentreze pe momentul prezent, fiindcă atunci când ești concentrat pe momentul prezent, pe o sarcină pe care o ai de făcut, atunci nu mai stai să mai, dar ce, mai am și altceva de făcut, mai am o altă sarcină, trebuie să duc copilul la școală, trebuie să, nu știu ce mai am de făcut seara, mai trebuie să mai pregătesc și mâncare și atunci dacă ești focalizat, dacă ești concentrat pe ceea ce ai de făcut, poate ți este mai ușor, da. Hai să vedem racii. Și racii sunt vedete, să știi, în această lună, fiindcă îți dai seama, soarele din 21 iunie intră în zodia rac, da? Și atunci, la mulți ani și racilor, pentru această perioadă. Practic, racii, în prima parte, până în ziua de 21 iunie, vor fi într-o energie de introspecție. Ei se pregătesc ca să intre în sezonul racilor și ei sunt ca într-un cocon, așa, sunt acolo în casa a 12-a și se pregătesc pentru viitoarea renaștere. Este bine în această perioadă până în 21 iunie să-și facă și ei o retrospectivă anului, aniversar, cum a fost, ce provocări au avut, ce s-a întâmplat, ce lucruri bune au venit în viața lor, ce au învățat, ce lucruri nu au mers foarte, foarte bine și cum au putut să le gestioneze. Și mai e ceva tot în această casă a spiritualității, această casă a 12-a, eu îl numesc acest cuptor alchimic, da, în care ei sunt cu ei și lucrează cu ei înșiși. Mai tranzitează aici și soarele, tranzitează și soarele în gemeni, mai tranzitează și Mercur în gemeni și Venus. Și practic îi conduc toate aceste planete, toate aceste energii la acest dialog interior, care acest dialog interior poate să fie legat de identitate, mă refer la soare, poate să fie legat de valoare personală, mă refer la Venus, iubire, relații și, nu în ultimul rând, cum comunic cu ceilalți. Deci e o perioadă pregătitoare. Și după aceea se va aprinde din 21 iunie, reflectoarele se vor aprinde asupra gemenilor, va crește încrederea în sine, s-ar putea ca ei să se simtă mult mai bine, da? Să aibă mai multă energie și să-și asume un rol mai asertiv în viața lor. Da? Și în același timp au șansa să demareze o serie de proiecte, o serie de proiecte noi pe care în casa a 12-a le-au gândit, s-au tot concentrat asupra lor și iată că acum au această șansă să poată să-și realizeze aceste proiecte. Ce mai e important pentru raci, îl avem pe Marte și pe Jupiter, care ne dau fiecăruia din noi, o să vezi fiecare zodie va fi influențată, în berbec foarte multă energie. Marte și Jupiter vor tranzita casa carierei, deci atenție pentru raci, vor avea energie la maxim în zona aceasta. Satisfacție, recunoaștere socială, dorința aceasta de a fi propulsați în față, de a ieși în față, de a fi recunoscuți, da? De a putea să gestioneze relațiile pe care le au cu persoanele influente din viața lor, cu persoanele cu autoritate, chiar cu unul din părinții pe care i-au, care are autoritate. Deci este foarte, foarte important această concentrare a lor pe zona carierei. Și acum, pentru raci, odată intrat soarele în casa, în zodia lor,
să nu uite să-și fixeze obiective pentru următoarele 12 luni, da? Să fie atenți și să își pună această întrebare. Ce pot eu să manifest în acest an? Ce simt eu? Fiindcă noi simțim. Așa este. Noi știm foarte bine ce avem de făcut. Astrologia nu mai vine și ne mai ajută să ne valideze. Să își pun această întrebare. Ce simt eu că am de făcut? Care este treaba mea în acest an? Și să-și elaboreze un plan și pot să pună în mișcare rotițele odată cu luna nouă în rac, care este cea mai importantă lună pentru raci în această lună iunie, în acest an, pentru ei este cea mai importantă lună când pot să-și sădească aceste semințe ale intențiilor. Așa este și este suficient luminița, din câte am observat și eu, doar să ne punem aceste întrebări cu privire la noi înșine, cu privire la ceea ce vrem să aflăm și răspunsurile vor veni. Exact. Da, eu merg foarte mult pe această conștientizare. Poate este ceva banal să spui, da, conștientizezi. Ce conștientizezi? Că uite, că a început un nou an aniversar, că noi eram și învățați când venea ziua de naștere, aveam tortul și lumânările și cam atât. Ei, trebuie să conștientizăm că nu este acest lucru. Este cu totul și cu totul altceva. Începe un nou an, este într-o altă energie și atunci trebuie să vedem ce facem cu acest an din viața noastră. Așa este. Și mesajul pentru raci este focus, concentrare, da? Deci să fii atenți. Deci exact ce am spus, vezi, cărțile vin cu mesaj, să se focuseze pe ceea ce doresc, fiindcă dacă te focusezi pe ceea ce nu dorești, atunci este o foarte mare șansă să primească acest lucru. Deci este foarte important să-și facă aceste liste, să-și facă un vision board, să își pregătească măcar o schiță, un plan, o viziune a noului an care stă în fața lor. Bun, să mergem mai departe. Lei. Ia, la lei să înceapă distracția. Să înceapă tot timpul, sunt în distracție. Lei sunt într-o distracție totală, da? Acum, pentru în cazul leilor, Saturn retrogradează și, practic, le mai aduce o relaxare, să spun așa, pentru ei din aceste provocări emoționale la care au fost supuși în ultimele luni. Și, practic, această retrogradare saturniană care are loc în vărsător, în zodia opusă, în casa relațiilor, îi face să reflecteze încet, încet asupra deciziilor de iubire, asupra relațiilor pe care le au. Dar o iau așa, încet, încet. Acum, Soarele, alături de Mercur și de Venus, petrec cel mai mult timp în zodia Gemeni și, bineînțeles, le creează, apropo de distracție, le creează leilor oportunități de distracție. De distracție, de relaxare, să se bucure alături de copii, să se joace, creativitate, să-și petreacă timp cu prietenii și cu persoanele din grupurile din care fac parte. Marte și Jupiter în berbec, apropo de adrenalina aceasta a berbecului, această energie de foc, sunt și ele în casa aceasta legată de expansiune, în casa nouă, expansiune, aventură, călătorii. Deci lei se vor proiecta foarte puternic în această lună. Fie vor dori să plece într-o vacanță, dar fie se vor gândi și își vor face niște planuri de viitor, se vor duce la o agenție poate de turiști și își vor rezerva o vacanță, un concediu, dar este clar că gândul lor va fi în primul rând focalizat, concentrat pe zona aceasta de distracție și de relaxare. Acum Venus, planeta banilor, va fi și ea la ei în casa carierei, în domeniul carierei până în 23 iunie și îi va ajuta să materializeze, să se întâlnească cu oameni care să-i ajute să evolueze, să crească în carieră și să își deschidă mintea, da? Să fie foarte deschiși și să vadă ce idei noi. Fiindcă și aceste idei noi îi vor ajuta foarte mult pe lei să iasă în față. Și știi că lor le place foarte mult să iasă în față, da? Da. Acolo le este locul. Acolo le este locul, da. Și să vedem ce mesaj, sunt curioasă, ce mesaj primesc lei în această lună. Și mesajul pentru lei este să facă pace cu ei. Da, deci apropo de aceste discuții, de aceste comentarii cu ceilalți,
este bine să se concentreze pe zona aceasta de relaxare, de bucurie, să accepte că nu toți oamenii sunt la fel, că nu toți oamenii trebuie să fie exact în același, în același stil ca ei sau în aceeași stare ca ei și să își facă viața frumoasă, să dea la o parte, apropo de scenă, da? Iar revin la, la lei cu modul lor de a ieși pe scenă. Când ești pe scenă, e și zona de comedie, dar este și zona de dramă. Și leilor le place foarte mult câteodată să mai și dramatizeze, să lase dramele la o parte și să se bucure în această lună din plin de viață și de, de oportunitățile care le apar în cale. Bun, mergem mai departe cu fecioara. Fecioarele au fost foarte influențate de acest Mercur retrograd, deoarece știi că Mercur este guvernatorul fecioarelor, fecioarele și gemenii. Deci întotdeauna când are loc o retrogradare, acum ca o generalitate, când are loc o retrogradare mercuriană, fecioarele și gemenii sunt cele mai influențate din start. Da? Și atunci îți dai seama că și ele se eliberează din aceste chinge ale retrogradării și le recomand fecioarelor ca în aceste prime zile, da, până când Mercur încă va fi în perioada de umbră până în 19 iunie. Știi că este o perioadă de anteumbră, perioadă de retrogradare și o perioadă de postumbră. Deci această perioadă de anteumbră, de postumbră este o perioadă în care începem să ne clarificăm lucrurile. Deja devin mult mai clare, dar este bine să nu se grăbească. Deci asta le recomand în special fecioarelor, să nu se grăbească în a lua decizii, să nu se grăbească în a semna contracte, să mai aștepte puțin, fiindcă s-ar putea să mai primească informații. Între 13 și 21 iunie, până când soarele va intra în rac, Mercur, soarele, le vor activa sectorul carierei și pentru fecioare. Cariera poate să ia o turnură neașteptată pentru fecioare, fiindcă Mercur va merge în linie dreaptă, va merge în mișcare directă în casa carierei și, practic, va da la o parte toate obstacolele care au fost. Deci da? Vor avea succes. Vor avea succes, da, vor avea succes, dar să aibă puțin tică răbdare. Acum mai e ceva, Marte și Jupiter în Berbec tranzitează domeniul financiar, da, finanțele celorlalți și atunci vor avea și șansa de a vedea cum își gestionează planurile financiare, proiectele financiare, poate au împrumuturi, poate au credite, poate fac refinanțări, poate găsesc alte modalități de refinanțare a proiectelor, poate găsesc alte surse sau o colaborare cu alte persoane, niște asocieri sau chiar au șansa să primească niște bani, de exemplu, dintr-un partaj, dintr-un divorț, o donație sau o moștenire. Deci sume neașteptate, daruri neașteptate pentru fecioare în această lună. Și odată ce soarele intră în rac, deci după data de 21 iunie, atenția ar trebui să fie îndreptată către toată această zonă de networking, creare de rețele, noi proiecte și zona aceasta de proiecte de binefacere. Da? Pot să se concentreze fecioarele. Și fiindcă ele sunt foarte... foarte concentrate și au această chemare către aceste proiecte prin care pot să-i ajute pe ceilalți, să-i susțină pe ceilalți. Și avem și un mesaj pentru fecioare, ia să vedem, mesajul pentru fecioare este calm. Cum am spus, să-și păstreze calmul, să nu se grăbească și să rămână calm, indiferent dacă mai apar o serie de probleme. Știi că el întotdeauna lucrează pe bază de plan și dacă cumva ies din planul schemă. Pe care, din schemă, se pot enerva, da? Da. Și să își păstreze calmul, fiindcă vor avea o perioadă mult mai bună, nici nu se compară cu cea care a fost. Bun, balanța. Balanța. La balanță, balanțele sunt și ele în căutare de aventură, da, în această lună. Acum și în cazul lor, soarele, Venus, Gemeni, Mercur în Gemeni vor tranzita casa norocului, casa călătoriei și casa expansiunii. Deși balanțele fie pot să călătorească, dacă au planuri de călătorie, se pot deplasa, este ok, sau dacă vor să își rezerve anumite concedii, călătorii, planuri, să le facă acum, fiindcă este benefic totul.
guvernatoarea balanței, Venus este în Taur, până în 23 este în domiciliu, deci se simte foarte bine și le susține pe balanțe, o poziție foarte puternică, ceea ce le va amplifica balanțelor această putere de atracție, da? Putere de atracție referitoare la modul cum arată și de atracție și a banilor, da? Să nu vorbim și de atracție a persoanelor în viața lor. De asemenea, Venus în Taur se va conecta și cu sensul de destin în Taur, la jumătatea lunii și pot să afle niște lucruri, așa, să aibă niște momente, cum le numim noi, de serendipitate, niște momente, niște descoperiri întâmplătoare în timp ce caută cu totul și cu totul altceva. Pot să intre oameni în viața balanțelor cu anumite misiuni și să fie deschise balanțele la mesajele pe care le primesc de la aceste persoane. Jupiter și Marte sunt în Berbec, în zodia opusă, îți dai seama, pun foc Jupiter și Marte unde pe domeniul relațional. Multă iubire, mult sex, multă relaționare cu partenerii și este un moment foarte bun, zic eu, această lună pentru balanțe să reaprindă această flacără în cămin. Da? Vine Jupiter și cu Marte vin cu foarte mult foc și este foarte bine să fac acest lucru, fiindcă tot timpul în relații trebuie să ne reinventăm. Așa, nu? Este. Și așa să facă. Da, așa să facă. Și din 21 iunie soarele în rag va lumina sectorul carierei, le va provoca pe balanțe în carieră, fiindcă balanța și racul sunt în quadratură, sunt în careu, dar le aduc oportunități de avansare, oportunități de promovare și să planteze aceste semințe la luna nouă în rac referitoare la stabilirea rolului balanțelor ca lider, un nou rol poate în carieră. Și un mesaj pentru balanțe este, mesajul pentru balanțe este sentimente. Deci balanțele tot cu sentimente și mesajul este foarte frumos că vindecarea vine prin această conectare la sentimente și balanțele să fie blânde cu ele și să se conecteze la această blândețe. Așa să facă, mergem mai departe către Scorpion. Scorpionul, da. 9 minute. Da, Scorpionul este o lună în care practic vor săpa Scorpionii foarte mult, se vor conecta la emoții. Soarele, Venus și Mercur le va lumina zona aceasta a intimității, a inconștientului și Saturn retrogradează în casa de familie, în domeniul de familie și se vor ocupa de revizuirea problemelor de familie. Pun piesele în puzzle în domeniul relațional în același timp, fiindcă Venus în Taur va aduce foarte multă senzualitate, conexiune. Jupiter și Marte vor activa casa rutinei zilnice și vor aduce o schimbare pozitivă a planurilor. Da? Ne grăbim, nu? Trebuie să tragem o carte. Hai să tragem o carte pentru Scorpioni. Hai să vedem la Scorpion. La Scorpion risc. Deci Scorpionii să accepte în această lună riscurile, fiindcă ei au șanse să câștige. Riști și câștigi. Nu oricum. Da. La Săgetători este o lună în care vor fi angrenați în muncă. Muncă, vor culege roadele muncii. Soarele, Mercur și Venus vor lumina casa relațiilor, deci foarte important, vor crea un cadru perfect pentru Săgetători, pentru viața amoroasă. Soarele în Gemeni îi vor conduce către experiență în parteneriate. Jupiter și Marte sunt în casa creativității, să se conecteze la hobby-urile pe care le au, hobby-uri artistice, emoții reprimate și pe măsură ce soarele va intra în rac, ritmul se mai domolește și va fi o perioadă mai de introspecție, da? Hai să vedem mesajul cărților pentru Săgetători. La Săgetători avem mesajul răbdare. Deci și Săgetătorii trebuie să aibă răbdare să nu se grăbească. Ei sunt, fiind zodie de foc, ei sunt mai intempestivi, așa, mai agitați. Pentru Capricorn, Saturn, care este planeta lor guvernatoare, retrogradează și atunci
va retrograda în casa finanțelor. Atenție în următoarele 4 luni pentru Capricorn la finanțe. Cum își reorganizează finanțele, dar cum au răbdare, cum învață din greșelile pe care le-au făcut în trecut. Pot să scadă finanțele aici? Să fie atent cum le gestionează. S-ar putea să fie un alt mod de a-și gestiona finanțelor, da? Un alt mod de a privi această disciplină financiară. Saturn vine cu disciplină. Soare, Venus, Mercur în Gemeni le luminează casa rutinei, da, rutină, muncă, serviciu, detalii de zi cu zi, ceea ce le place capricornilor foarte mult. Dar în același timp o altă temă pe care o capricornii a mai vorbit despre ea este să experimenteze și plăcerea și relaxarea. Adică să și muncească, vor avea o lună în care vor și munci, se vor concentra pe muncă, dar în același timp să nu se ia prea în serios și să vadă că dacă se și relaxează, se și distrează, vor fi surprinși de rezultatele pe care le vor obține. Este un proces puternic de transformare. Luna aceasta plină în Săgetător îi poate ajuta să-și elibereze o serie de tipare vechi din subconștient și odată ce soarele intră în rac, în zodia opusă, practic, atenția se îndreaptă și la ei către parteneriate. Și mesajul? Și mesajul cărților Oracol pentru Capricorn este să facă o reevaluare. Uh-huh. Am spus. Saturn este să facă o reevaluare a lucrurilor pe care le au de făcut. La Vărsători este o lună grozavă pentru Vărsători și la ei Saturn retrogradează, dar îi ajută să nu mai fie atât de prinși în corzi, da? Să lucreze mai mult la imaginea lor. De asemenea, Mercur, Venus, Soarele vor tranzita în casa pasiunii și aventurii, deci ei vor beneficia de relaxare, să se bucure de conexiunile pe care le au cu colegii, cu profesioniștii din viața lor și, de asemenea, un alt domeniu de viață în care se vor concentra va fi domeniul legat de casă și de familie. Se vor reconecta cu familia, cu partenerii și cu colegii foarte apropiați din viața lor. Vor dori să facă redecorări și schimbări acasă. Așa este? De schimbări, așa că pregătește-te și mesajul este creștere. Deci creștere și evoluție și este foarte frumos, este părăsește zona ta de confort. Da, asta. Da. Prin asta trec. Așa, la pești avem sectorul de comunicare, de socializare, este foarte, foarte important. Peștii sunt în activități creative, marketing, oportunități de a discuta cu prietenii, cu oamenii apropiați din viața lor. De asemenea, Jupiter și Marte accelerează domeniul acesta resurselor materiale, deci vor avea șansă și noroc la bani, peștii, așa că mă bucur pentru acest lucru. Și pe măsură ce soarele va intra în rac, vor munci mai puțin, da? Vor munci mai puțin și se vor conecta mai mult la proiecte creative. Și mesajul pentru pești este adevăr, da? Să privească totul în adevăr. Și mai avem zodia berbec, da? Pentru berbec, berbecii sunt vor fi în această lună, vor încerca să-și clarifice mai multe aspecte în această lună. Jupiter și cu Marte vor fi în zodia lor, le va da foarte multă energie, foarte multă putere și au posibilitatea de a veni cu foarte multe idei creative și să-și pună intenție la luna nouă legat de o mutare, o relocare și poate noi membri în familie. Și mesajul este corp, să aibă grijă de corpul lor. Și ultima zodie, Taur, da? Stelele sunt foarte norocoase pentru Taur. Pot să apară maestri, ghizi din umbră care să îi ghideze și în același timp noi idei de afaceri și în același timp bani. Deci și ei vor fi beneficiarii unor schimbări în această zonă materială. Vești pozitive pentru finanțe în cazul taurilor, ceea ce este o veste foarte, foarte bună și mesajul pentru tauri este energie. Deci vor avea și energie să își materializeze
toate aceste dorințe. Mulțumim, Luminiță! Acest maraton al zodiilor. Ce să facem dacă emisiunea are doar 50 de minute? Mai să facem mai negociem cu Saturn. Măcar o dată pe lună, când vii tu să ne spui, ne dai informațiile atât de prețioase. Îți mulțumim tare mult, draga noastră, și te așteptăm în continuare pe la noi, cu vești la fel de bune. Așa să fie. Mulțumesc și vouă pentru atenție, mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Până mâine, dragii mei, creatorul să ne țină în palmele sale cu multă blândețe. Acum stați alături de noi, urmează Sport Arena la zi. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.